Dar care a fost cea mai rușinoasă întâmplare din viața voastră? Fundă cele mai interesante întâmplări. Să-i dăm drumul. Da, nu știu de ce fac asta, habar n-am. A, da, și pentru că nu mai avem borse, avem apa Zivin de data asta. Zivin, băi, azi n-o să mai fim. Nu știu. Dacă cumva n-ați văzut battle-ul între mine și Ramon, vă recomand să vă uitați la el, chiar vă recomand. Ok, păi atunci hai să-mi dau și eu drumul la gură. Am înțeles. Deci eram mic, pe clasa a 5-a, mă cer la ora de religie să mă ușurez. Te poți cere, văd că poți are asta în 2011, poate atunci te puteai cere, dar acum nu știu dacă te mai poți cere, mă rog, hai să continuăm. Merg la baie cântând un vers religios ce ne învățase popa, iar când dau să merg la... Mi s-a închis telefonul. Iar când dau să merg la pisoar, pac, dar pac, cad în canal. E dracu. Eu nu înțeleg cum să mergi poc, pisoar, pac, canal. Nu, asta chiar n-am înțeles, ok? N-am înțeles-o eu. Proștii de la școală lăsase canalul de cantorul băii deschis. Vă dați seama ce oripilare pe mine. Ai să mor, tu mă. Băi, fug repede în clasă și când vede clasa cum arătam, în loc să râdă, mi-au sărit în ajutor. Am rămas uimit. Mă așteptam să fiu bat jocoră tot anul școlar. Omul de serviciu a fost dat afară, iar eu am făcut 3 băi cu toate chestiile posibile puse de mama în apă. Nu contează că m-am făcut de râs. Ce morții mă s-i-o fost asta, frate? De ce ar fi fost ăla dat afară și de ce bă, ăștia n-ar fi râs și ți-ar fi sărind în ajutor? Adică, pregătiți-vă de-a. Păi când era mică, am mers cu mama la bunica din partea tatălui. Ies eu cu bunica în curte și nu știu cum vine vorba de mama. Ea îmi zice, bă, Iana, dar mami ta e cea mai bună de pe pământ. Eu, da, ea. Eu iubesc, tu o iubești? Eu, bune, eu am zis că o iubesc, dar știi că mami mi-a zis că ea nu te iubește pe tine. Ea, vai de mine, dar cum ți-a zis asta? Eu, păi mi-a zis că ești o cheală surdă urâtă și că te atac că câine pe stradă din cauza că înjur prea mult. Vai de mine și acum țin minte momentul. Mor de râs. Mor de râs. Mor de râs. Ajutați-mă, vă rog. Ce dracu a fost cu asta? Aveam 15 ani și eram în curtea liceului. Acolo erau mulți băieți și niște fete. Era un canal și deasupra lui era un robinet. M-am spălat pe mâini și am mers înainte. Înainte. În gândul meu îmi ziceam, ia să văd, dacă mă duc în spate puțin o să cad? Nu o să se întâmple asta. Și am mers în spate și din greșeală am călcat în canal și am căzut. Băi, să mor de nou. O întâmplare rușinoasă e cu totul și cu totul diferit de o întâmplare cretină, idiotă, fără sens, stupidă, prăjită, fiartă. Mă, saca, astea, ce sunt astea, frate? Pregătiți-vă că s-ar putea să fi găsit ceva super, frate. Material de calitate. Deci eu când văd aici cea mai rușinoasă, vine de la Claudia. Hai să vedem ce zice Claudia. Cea mai rușinoasă întâmplare din viața mea a fost acum, recent. S-a întâmplat să fiu la lucru, servez mâncare la o cantină. Învățați, bă, la școală. Învățați. Aoleu, să vede. Încurc ciorbele între ele. M-a trimis o colegă să duc o ciorbă din spate la bucătărie, să o aduc în față să servesc și eu eram grăbită. Și clienții așteptau după ciorbă. Am pus în altă ciorbă care nu trebuia. Deci m-am rușinat și am fugit direct în bucătărie să nu mă vadă nimeni. Dar a doua zi când au venit clienții să-i servesc iar, au râs de mine și trebuia să suport glumele lor. For fuck's sake. Ce întâmplare rușinoasă. Word cringy, nu mai pot. Îmi place că toți ăștia pe care am citit o povesteau așa de parcă ar fi fost, bă, o întâmplare care să te țină, frate, să te facă să fii așa atent, să nu știi ce se întâmplă, frate, tu-ți dai seama. Deci să mor, toate întâmplările astea pe care le-am citit au fost ceva de genul, eram într-o zi și am mers la baie. Ia ghiciți. Mi-a venit la baie. Stai. Fii atent. Păi ce mi-a venit la baie? Ia ghici ce mi-a venit să fac. Fiți atenți, eu credeam că veni să fac treaba mică, dar ia ghici. Mi-a venit treaba mare. Doamne, ce rușinos a fost, doamne. Da, mă rog, a fost ceva de genul ăsta, mă rog. Da, bă, cam atât și cu acest videoclip, a fost mai nașpa. Faza e că super obosit și că, nu știu, n-am mai postat, am postat ciudat. Numai că eu am gândit ceva de genul că, bă, mai bine postez rar și să postez gen ceva de calitate decât să-mi pun camera asta în față. Să fac gen subiecte de alea cu... Da, eu urăsc școala. Școala din România este foarte proastă, sistemul de învățământ. Da, mă rog, v-ați prins voi. Nu, mai bine nu. Vreau că atunci când te uiți la un videoclip al meu, bă, vreau să aștepți, mă, că am postat. Vreau să văd că râzi, mă, că faci de asta.
nu crezi, stai și da, școala e nașpa și de astea. Mă înțelegi, mă înțelegi? Mă rog, cam atât cu acest videoclip. Eu zic că ne revedem data viitoare. Nu uitați de un follow pe Instagram, un ad pe Facebook și apa plată zi. Astăzi bem, mâine nu o să mai fim. Aveți grijă de voi, pa! 030 lei, 0 stres, bag un vers, bag în vepă, sub fes, bag pe chest, da. Bag sub dres, mâini pe crash, bag și sex, bag și yes, bag și nes, să țintesc, bag și exam. Stres puțin de înțeles, încă stau cu mama, am pâine dimineața, am și rama, am și zeama la prânz, am și dama pe fus, am și faima în plus, doar cu caima cu sus, dar...